De la frigidere la radiouri, de la mașini la aparate de cafea, omenirea a venit cu multe invenții de zi cu zi, dar, deși sunt impresionante, nu pot spune că salvează vieți, cu excepția aparatelor de cafea, desigur, eu nu pot trăi fără cafea. Cu toate acestea, există dispozitive care vă pot veni în ajutor dacă vă aflați într-o situație de urgență neașteptată, de la paturi rezistente la cutremure până la brățări care resping rechini și roboți cleioși. Și iată câteva invenții care vă pot salva viața. Haideți să le vedem, așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Respingător de rechini. În anul 2014, Nathan Harrison a creat ceva pentru a combate cea mai mare amenințare a oceanului, rechinii. Există aproximativ 2900 de atacuri de rechini cunoscute între anii 58 și 2023 și 20% dintre acestea sunt fatale. Dar ce a creat Harrison pentru a se lupta cu ei? Un mini-harpon în stilul lui James Bond sau un spray de respingere pentru rechini precum al lui Batman sau armă mare? Nu chiar, a venit cu această brățară pentru $110. Deși pare un simplu accesoriu scump, brățara are un secret surprinzător. Sharkbanz folosește un magnet puternic pentru a crea un câmp magnetic în jurul său. Acest lucru poate că nu ar speria pe nimeni, dar rechinii au un sistem de electrorecepție în nas și fălci, care îi ajută să se deplaseze prin apă. Când se apropie de câmpul magnetic al lui Sharkbanz, simțurile lor pot deveni trezite, afectându-le capacitatea de a vâna și de a naviga. Potrivit biologilor, senzația este aceeași ca și atunci când vezi o lumină puternică într-o cameră întunecată și știm cu toții cât de neplăcut este. Pentru a-și dovedi eficacitatea, creatorii Sharkbanz au pus un ciorap cu momeală și o brățară pe un manechin și apoi l-au coborât în apa cu rechini. Deși rechinelor le era foame, timp de 37 de minute, niciunul dintre ei nu a îndrăznit să muște piciorul sau să se apropie de el. Apoi piciorul a fost coborât din nou, dar acum fără brățară, iar în mai puțin de 2 minute rechinii i-au atacat glezna cu momeală. Dar în ciuda geniului invenției, Sharkbanz nu sperie întotdeauna prădătorii. În 2016, un rechin a mușcat mâna unui surfer de 14 ani și asta în ciuda faptului că purta brățara. Pentru dreptate, practic a sărit de pe placă direct pe un rechin care trecea, pe care nu l-a observat. Dar toate acestea sunt o măsură de precauție și deși brățara nu garantează că va opri orice rechin, cred că să nu sar peste ei este o modalitate fiabilă de a evita să devii o cină de mare. Rucsac cu oxigen. Să presupunem că ai schiat fără pernă și ai provocat o avalanșă. Acum ești blocat undeva sub o pantă rece și înzăpezită și ți-e frică să nu îngheți și să mori. Este o veste bună și una proastă. Probabil că nu vei îngheța până la moarte. Super! Dar asta pentru că probabil că te vei sufoca cu mult înainte de asta. Cercetările au arătat că sufocarea a fost cauza a 75% din cazurile de avalanșă, iar hipotermia doar 1%. Sub un strat dens de zăpadă, respirația victimei înlocuiește treptat oxigenul care poate fi respirat cu dioxidul de carbon, iar după 35 de minute sub zăpadă, șansele de supraviețuire scad la 37%. Ceea ce este și mai rău este că zăpada devine din ce în ce mai densă, la fel ca și betonul, și este aproape imposibil să te deplasezi sub ea, deși probabilitatea ca o persoană să deschidă rucsacul și să scoată o mască de oxigen este exact zero. Dar există SafePack, un sistem de alimentare cu aer pe care îl poți purta pe spate și poți respira cu el chiar și fără tub. Pentru a porni dispozitivul, este suficient doar să trageți de cureaua de pe umăr, apoi SafePack preia aerul curat din spatele persoanei și apoi îl pompează prin 2 duze din spatele umerilor. Ele pompează oxigen în jurul gurii persoanei și reduc simultan nivelurile de dioxid de carbon din apropiere. Acesta este un dispozitiv ideal, ingenios, care salvează vieți în condiții de avalanșă. Timpul de supraviețuire crește la 90 de minute cu SafePack. Drept urmare, salvatorii au mai mult timp pentru a salva victimele din zăpadă. Bombă stingătoare. Doamne, uită-te în jur! Totul arde! Ce aștepți? Mai repede! Ia cel mai apropiat stingător și adu-l aici! Și cum funcționează? Trebuie să apeși mânerul sau mai întâi să scoți duza? Situația se înrăutățește și habar nu ai cum să manevrezi un stingător. E adevărat, dar nu te îngrijora, nu ești singur! Se pare că 90% dintre oameni nu știu cum să-l folosească. Inclusiv și eu. Asta da! Jocul cu focul. Din fericire, există o invenție care nu necesită cunoștințele noastre dubioase. Vă prezint mingea stingător. Acest dispozitiv asemănător unui pokerball a fost creat de Elite Fire și acesta este primul stingător care se activează singur și poate stinge orice incendiu. Acum nu va mai trebui să vă faceți griji pentru mâniere, duze și surse de foc, doar aruncați mingea în flacără, e simplu. Dar cum o minge poate stinge focul? La 3 secunde de la contactul cu flacăra, mecanismul din interior activează siguranța. Are loc o explozie eliminând oxigenul din zona de incendiu, de care are nevoie focul pentru a arde, și pulverizează cu pulbere chimică uscată pentru a stinge flacăra rămasă, iar cu un puf de fum, focul se stinge. Lui Houdini i-ar plăcea. Acum există două opțiuni de mingi pentru stingerea incendiului. Prima cu un diametru de 10 cm care costă $95 și are o rază de stingere de 4 metri. O versiune mai mare cu un diametru de 15 cm acoperă o suprafață de 7 metri, deși costă ceva mai mult desigur, $120, dar este mai ieftin decât să cumpere o casă nouă, nu-i așa? În general, aceste bile de stingere a incendiului sunt pur și simplu foc. Brățara pentru siguranță. Din fericire, nu toate articolele care salvează vieți sunt la fel de scumpe ca Sky Saver. De exemplu, este o astfel de curea a GTF care costă doar $7. Acest accesoriu ieftin arată ca o brățară pentru adolescenți, dar este mult mai mult decât se vede în ochi. Este realizat dintr-un material elastic, dar acest inel este fabricat din carbură de tungsten, o substanță puternică care se găsește în muniția pentru arme. S-ar putea să vă întrebați care este semnificația acestei brățări ciudate. Adevărul este că va veni la îndemână dacă veți rămâne blocat într-o mașină, fie că este vorba despre un accident, inundații sau chiar răpire. Brățara GTF te va ajuta să scapi. Cum? Trebuie doar să dai jos brățara și țintește spre geam și să tragi inelul, trăgând banda de cauciuc de pe degetul mare ca o praștie. Inelul din carbură de tungsten poate sparge geamul unei mașini și pasagerul blocat înăuntru poate ieși. Acum arată mai tare decât o brățară obișnuită, nu-i așa? Mănuși de protecție. Îmi este mereu frig și îmi plac mănușile, dar nu numai că îmi încălzesc mâinile. De exemplu, îți poți salva degetele, sau mai degrabă un tip special de mănuși. Randy Schmitz a creat mănuși care sunt practic indestructibile. Creația sa, pe care a numit-o Schmitz Mitts, a fost creată pentru salvatorii și locuitorii din industriile periculoase pentru mâinile lor, cum ar fi platformele de petrol și gaze. Stratul exterior este realizat din Armortex Kevlar, o țesătură rezistentă, greu de șters, fibra de carbon acoperă zona degetelor și aceasta le protejează de impact, iar căptușeala internă de protecție este formată din straturi rezistente la tăiere și la substanțe chimice. Dacă maxilarul tău nu a căzut încă pe podea, păi mănușile pot rezista chiar și căldurii, palmele fiind capabile să reziste la temperaturi de peste 1300 de grade, precum și la 20 de secunde de contact direct cu flacăra. Probabil crezi că mănușile minunate costă o avere. Doar o pereche costă mai puțin de $90. Nu este un preț rău pentru a te transforma în Superman. Capsula pentru tsunami. Din 1998 până în 2017, tsunamiurile au dus la moartea peste 250.000 de oameni. Conform statisticilor, nu sunt la fel de mortale precum cutremurele, dar viteza acestor pereți de apă poate depăși 800 de km la oră și ele inundă 16 km de pământ, distrugând totul în calea lor, ajungând la mal sau aproape totul. Inginerul Julian Sharp și Scott Hill au dezvoltat Tsunami Survival Pod, o sferă plutitoare, impermeabilă, realizată din aluminiu durabil, care poate rezista la pătrunderea obiectelor ascuțite și a căldurii, protejând până la 10 persoane. În caz de dezastru, trebuie să urci înăuntru, să spui centura, să te relaxezi și să aștepți sfârșitul tsunamiului și, bineînțeles, să închizi ușa. Versiuni similare, precum podul Rescue, au fost testate temeinic, foarte amănunțit. De exemplu, oameni în capsule au fost aruncați de pe ele sunt instalate pe acoperișuri în regiunile predispuse la tsunami, astfel încât dacă clădirile se prăbușesc, capsulele nu vor fi deteriorate. Sunt locuri în interior și provizii suficiente pentru 5 zile pentru fiecare persoană, iar dacă doriți, puteți îmbunătăți puțin interiorul și să adăugați o toaletă cu pulbere uscată, iluminare și chiar un sistem muzical, pentru că atunci când încercați să supraviețuiți un tsunami, este dorința de a asculta muzică la volum maxim. Desigur, astfel de capsule nu sunt ieftine. O sferă pentru două persoane, de exemplu, costă cel puțin $13.500. Scump, dar asta nu e nimic. O capsulă concepută pentru 4 persoane costă și mai mult, $17.500. Dar dacă aveți bani, acesta este un loc grozav pentru a trece dezastrul. O vestă pentru viață. Având viteze la curbe peste 320 de km/h, doar cu o cască și un costum de piele care îi protejează pe drum, motocicliștii sunt oameni foarte curajoși. Nu există nimic care să-i protejeze în cazul unei coliziuni sau căderi și nu este de mirare că rata mortalității în rândul motocicliștilor este de 50 de ori mai mare decât în rândul șoferilor de automobile. Cu toate acestea, francezul Gerard Faverton este gata să schimbe aceste statistici cu ajutorul airbag-ului Helite. Producătorii de motociclete de obicei nu construiesc airbag-uri în ele, pur și simplu nu există suficient spațiu. Și din moment ce motocicliștii adesea zboară, acestea nu sunt la fel de eficiente ca cele din automobile. Dar pentru această invenție, aceasta nu este o problemă deoarece airbag-ul nu este în motocicletă, ci pe motociclist. Da, vesta de aer Helite Turtle 2 este o pernă care poate fi purtată în caz de cădere. Cablul din vestă va activa un rezervor de dioxid de carbon care va umfla vesta în 0,094 de secunde, mai repede decât clipiți. Airbag-ul oferă o protecție pentru spate, rinichi, piept și șolduri și de asemenea stabilizează capul și gâtul. În plus, spatele vestei este realizat din armură SafePack, un material de protecție care creează un fel de armură pentru motociclist. Șoferii nesăbuiți care vor să-și cumpere o astfel de vestă vor trebui să își golească portmoneul pentru că ea se vinde cu aproximativ $700, dar aș prefera să plătesc prețul ăsta decât să mă transform în carne tocată pe asfalt. Mulțumesc! Pat cetate. Imaginează-ți că stai întins într-un pat confortabil și adormi calm când pereții încep să tremure. Ferestrele se sparg și tavanul crapă și se prăbușește. Acesta este un cutremur. Din 1998 până în 2017, cutremurile au ucis 750.000 de oameni în întreaga lume. În principal din cauza căderii bucăților de tavan sau pereți. Deci da, cutremurile sunt foarte periculoase, mai ales noaptea. Să dormi în pat când casa se prăbușește deasupra ta este una dintre cele mai proaste opțiuni, deoarece pernele nu vor oferi prea multă protecție împotriva căderii tavanului, a pereților sau chiar a mobilierului. Dar acum există salvarea. Inovatorul chinez Wang Wenxi a venit cu un pat care va fi cel mai sigur loc în caz de cutremur. Pare neremarcabil, dar are senzori de tremor și dacă ei sunt declanșați, baza patului se deschide, coborând dormitorul și înglobându-l într-un cocon în interiorul unui cadru metalic. Husa de protecție acoperă cadrul, transformând patul într-o cutie de încredere rezistentă la cutremure. Deși poate părea că zac într-un sicriu, nu este chiar atât de sumbru. Înăuntru există o lanternă, un pachet mic, fluiere zgomotoase și provizii de apă și mâncare pentru 20 de zile. Cumva sunt prea multe. Dar de ce? Moluzul nu este atât de ușor de curățat. În funcție de regiune, poate dura câteva săptămâni până când oamenii sunt îndepărtați de sub bucățile din beton greu al clădirilor. Brevetul lui Wang a sugerat mai multe opțiuni, inclusiv o versiune a unui pat dublu în care salteaua se pliază în sus și în jos și este acoperită de o husă metalică. Acest design a trecut la stadiul de prototip în 2012. Puteți vedea cât de repede și ușor protejează patul. În loc de un acoperiș plat ca în concept, acoperișul triunghiular este înclinat, ceea ce împiedică acumularea resturilor, dar lasă o deschidere pentru aer. Deși aceste paturi nu pot fi achiziționate încă, știu deja că există. Voi dormi mult mai liniștit acum. Protecție împotriva șerpilor. Fiecare a trei persoane experimentează frica de șerpi și este clar de ce. În fiecare an, 2,7 milioane de oameni suferă de mușcături de șarpe și aproximativ 100.000 dintre ei, din păcate, cedează veninului. Chiar și în cazuri mai puțin severe, veninul poate provoca vânătăi, salivare și bătăi rapide ale inimii. Doar imaginează-ți că ai fost mușcat de un șarpe în sălbăticie, departe de ajutor. Desigur, șansele tale de supraviețuire nu sunt bune și iată aici va ajuta Sawyer Extractor. Dacă puneți dispozitivul de aspirație peste mușcătură și trageți pistonul, vacuumul va extrage tot veninul injectat recent și pentru doar $15. Este prea frumos să fie adevărat. Și într-adevăr, studiile au arătat că aceste dispozitive nu îndepărtează suficient venin pentru a-l împiedica să intre în sânge. Poate ați văzut cum în filme sau seriale TV oamenii suc veninul dintr-o rană, dar după injectare se răspândește în tot corpul atât de repede încât este imposibil să sugeți suficient pentru a salva persoana. Folosirea unui garou pentru a întrerupe circulația sângelui este inutilă deoarece veninul care se acumulează în orice parte a corpului va distruge rapid toate celulele de acolo, iar dacă permiteți toxinei să se răspândească, țesutul va fi deteriorat mai puțin. Așa că singura opțiune eficientă este un antidot. Astfel, ar trebui să vă grăbiți imediat la spital sau la medic și să nu-i credeți pe cei care încearcă să vă convingă. Ei doar încearcă să vândă. Rucsac de salvare. Mulți oameni poartă rucsacuri în fiecare zi și toate sunt asemănătoare, dar acesta este diferit pentru că îți poate salva viața. Acesta este un Sky Saver și, deși arată ca un rucsac obișnuit, ascunde un dispozitiv pentru coborâre controlată, un kit portabil de evacuare care poate fi folosit pentru a coborî din clădirile înalte în cazul unui dezastru. De regulă, în timpul unui incendiu sau cutremur există două opțiuni. Fie vă aplicați pe fereastră în speranța că, în ciuda înălțimii de peste 30 de metri, nu veți deveni o clătită, fie rămâneți pe loc și rugați-vă ca cineva să vină în ajutor. Sincer să fiu, nu-mi plac ambele opțiuni și aici intervine Sky Saver. Trebuie doar să atașați cablul rezistent la foc la un punct de ancorare sigur, să vă fixați centurile de siguranță și să ieșiți prin geam și apoi să începeți coborârea. Dispozitivul din rucsac face totul pentru om, coborându-l automat cu aproximativ 2 metri pe secundă. Poate suporta o greutate de aproape 140 de kilograme și este capabil să poarte în jos un adult și un copil. Dacă nu ai copii, poți lua cu tine animalul de companie. În general, orice îți este important și drag. Desigur, transformarea în Spider-Man nu este o plăcere ieftină. Cel mai accesibil rucsac de salvare cu un cablu lung de 24 de metri costă $1.485, dar dacă îți ajung bani, poți cumpăra un set de familie pentru $2.370. Acesta are pachet de ham pentru bebeluși și un cablu de 80 de metri. Ei bine, dacă acesta este prețul unei garanții că nu va trebui să fiu ros de pe trotuar cu o lopățica, sunt gata să plătesc. Indiferent dacă doriți să vă spălați sau să curățați bucătăria, de regulă veți avea nevoie de un burete, dar știați că acest articol nu numai că poate curăța bine, ci și poate salva viețile oamenilor. Da, se pare că sunt nebun, dar nu. RevMedX a creat un dispozitiv cu seringă care are 92 de bureți rotunzi și ei vor salva soldații și civilii de una dintre cele mai periculoase răni, împușcăturile. Ideea este că în doar 3 minute o persoană poate pierde atât de mult sânge încât va muri. Dar cum ne pot salva bureții mici? Seringa X-Stat funcționează prin introducerea bureților minusculi în cavitatea plăgii victimei. În interior, fiecare buretă este capabil să absoarbă aproximativ 3 ml de sânge. Împreună, se pot umfla și umple cavitatea plăgii în doar 20 de secunde, oprind sângerarea fără a fi nevoie ca oamenii să acționeze. Bureții previn pierderea de sânge timp de 4 ore, oferind răniților suficient timp pentru a ajunge la spital, unde le vor fi tratate rănile corespunzătoare. Fără îndoială, oamenii ale căror vieți au fost salvate de acești superbureți sunt foarte bucuroși că au fost inventați. Avion în cădere. Sincer să fiu, după toate videoclipurile mele despre cele mai grave cazuri de zboruri și despre avionul care își pierde acoperișul la o altitudine de 7 km, mi-a fost frică să zbor. Cred că aceasta este o teamă rațională, având în vedere că peste 80.000 de oameni au murit în accidente aviatice din 1970. Dar, din fericire, inginerul ucrainean Vladimir Tatarenko a venit cu ceva datorită căruia această cifră poate înceta să crească. În timpul zborului, acest avion este similar cu oricare altul, dar în situații de urgență, cabina poate fi complet separată. Se pare că accidentul este garantat, dar cabina lui Tatarenko va fi echipată cu o parașută mare pe acoperiș, care se va deschide imediat dacă cabina se va separa. Nu este foarte clar din ce sunt făcute cablurile unei astfel de parașută, dar având în vedere că fuzelajul unei aeronave standard de pasageri cântărește peste 150 de tone și atunci când nu sunt pasageri în el, cablurile ar trebui să fie din carbon ultrarezistent, din nanofibră sau Kevlar durabil. Iar pentru siguranța suplimentară, baza cabinei trebuie să fie echipată cu tuburi de cauciuc care să atenueze impactul asupra solului sau să-l țină pe apă. Deși totul pare un plan grozav, sistemul lui Tatarenko nu a fost încă implementat. Designul ar fi redus capacitatea aeronavei și ar fi crescut consumul de combustibil, ceea ce ar fi crescut prețurile. În plus, probabilitatea unui accident de avion este de fapt extrem de scăzută, deoarece în 2022 a avut loc un accident mortal din 6,5 milioane de zboruri. Ținând cont de creșterea prețurilor din cauza invenției, companiile aeriene nu sunt interesate în prezent de această idee. Salvamar alunecos. Așa, acum imaginează-ți că te simți rău și mergi la doctor. El îți face toate analizele necesare și spune că știe ce e cu tine și te poate vindeca, doar că trebuie să înghiți asta. Ce este? Seamănă cu caca și se mișcă. Voi ați fi de acord? Dacă da, atunci sunteți bravi, pentru că acesta este un fecal neinteligent, deși pare ciudat. Oamenii de știință de la Universitatea Chineză din Hong Kong au creat roboți moi, dar din punct de vedere tehnic aceștia nu sunt roboți, ci picături controlate de magneți. Ele constau din particule magnetice dintr-un material asemănător mucusului, făcut din alcool polivincil și borax. După introducerea mingiui în corpul uman, este controlată și mutată de un magnet în corpul pacientului. Datorită structurii sale, mucusul se poate strecura prin locurile greu accesibile și poate îndepărta obiectele periculoase înghițite, cum ar fi bateriile. Dar pentru toate scopurile bune ale unor astfel de picături există o problemă. În ciuda capacității de a elimina obiectele mortale, particulele magnetice sunt toxice, așa că este mai bine să nu le lăsați să se târască în tot corpul. Acum oamenii de știință lucrează la un strat protector care va împiedica particulele de mucus toxice să intre în corpul pacientului. Poate că medicii vor oferi de fapt roboți moi în viitorul apropiat, dar deocamdată este mai bine să nu înghițiți bateriile. Plută drona. Imaginează-ți că ești pe plajă, mergi de-a lungul nisipului când deodată apa vine repede și te târăște în ocean. Încerci să te întorci pe uscat, dar curentul furtunos te duce din ce în ce mai departe. Vezi oameni pe plajă chemând ajutor, dar nu sunt salvamari. Ești obosit, înghețat și nu știi sigur cât timp poți sta pe linia de plutire. Din păcate, mii de oameni se găsesc în această situație în fiecare an și peste 100 de oameni doar în Statele Unite ale Americii mor în apă. Dar când deja îți pierzi speranța, ceva zboară brusc deasupra ta. Este o pasăre? Un avion? Nu! Este LifeDrone. Creat de Hyun Jun Choi, acest dispozitiv are două plăci conectate echipate cu 4 elice și poate zbura deasupra apei către persoana care are nevoie. Apoi dispozitivul de plutire este umflat și elicele sunt pliate, după care drona este coborâtă în apă și se transformă într-o plută de salvare. De îndată ce persoana se urcă pe plută, datorită elicei, pluta devine o barcă cu motor și duce victima la țărm. Această idee incredibilă va permite salvatorilor să efectueze operațiuni fără a-și risca viața, chemând oamenii în afara pericolului. Dar nu este clar cum va putea drona să găsească oameni pe mare și dacă va fi autonomă. Cu toate acestea, sper că această idee va deveni în curând realitate. Deja m-am săturat să merg pe plajă cu aripioare pentru un not. Pernă minunată. Atunci când o masă de zăpadă pe un munte este perturbată de ceva, aceasta poate aluneca în jos provocând o avalanșă. Și credeți-mă, nu ați dori să fiți în mijlocul ei, deoarece avalanșele mari pot conține până la milioane de kilograme de zăpadă și se pot mișca mai repede decât 300 de km la oră. Indiferent cât de repede nu ai schia, nu poți scăpa de ele și nu e de mirare că ucid mai mult de 150 de oameni pe an, dar acest lucru poate fi evitat cu ajutorul unui airbag. Stop! Ce? Dar nu vorbim despre accidente rutiere. Cum un airbag poate salva o persoană de o avalanșă grăbită? Deși nu te va scuti de a fi purtat de un șuvoi de zăpadă, nu te va lăsa copleșit de masa lui. Trebuie doar să trageți de mânerul curelei de umăr și recipientul de presiune va umfla perna de sub rucsac în câteva secunde. Ok, dar cum anume ar putea să ajute asta? Există un astfel de principiu de amestecare a corpurilor libere. Acesta este atunci când scuturarea sau rotația face ca particulele să se rostogolească unele peste altele, iar cele mici cad în spațiile dintre cele mari, împingându-le la suprafață. Când particulele mici de zăpadă sunt scuturate, ele se așează de obicei în golurile dintre obiectele mari, adică persoana și perna. Deci, oricine se va afla în epicentrul unei avalanșe ca acest schior ghinionist, poate trage cordonul și va fi mai aproape de suprafață și nu va fi îngropat de desubt. Cu toate acestea, nu mă credeți pe cuvânt. Studiile au arătat că rata de supraviețuire a victimelor avalanșei este cu 11% mai mare în cazul airbag-urilor. Aceste dispozitive cu adevărat salvează vieți. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii care invenție v-a impresionat cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la im!